Bună seara, dragi prieteni! Surpriză la tine acasă din nou, fața dumneavoastră, pentru a livra emoții frumoase și pentru a vă invita și pe dumneavoastră să fiți ca de fiecare dată alături de noi. Împreună cu dumneavoastră să aducem emoții frumoase și amintiri de neuitat, cum o facem deja 4 ani și început pe al 5-lea. Suntem în satul Ciolacul Vechi, Raionul Făleș, și venim aici pentru domnul Ion Trestari. Astăzi face 60 de ani frumoși și în localul din localitate. Adunăm oameni dragi la sufletul dumnealui și la sărbătoarea dumnealui și noi venim aici la fel din parte celor mai dragi sufletului dumnealui. Este vorba despre fiul cel mai mic plecat departe în Germania, fiica mijlocie plecată la Rusia și cea mare este aici, împreună cu nora, nepoței, oamenii dragi care vor să facă emoții frumoase, ne-au chemat și pe noi aici cumva să marcăm mai deosebit această sărbătoare, lăsând și o amintire video și desigur peste ani să depăneze împreună firul amintirii și să vadă cât de frumoși erau și cât de minunați la sărbătoarea domnului Ion și la vârsta cea minunată care adună oameni dragi la 60 de ani. Un jubileu frumos și minunat care ne face să venim aici și să cântăm la mulți ani. Noi suntem deja așteptați, deci vă invităm alături de noi. Mulțumesc! Mulți ani cu sănătate, să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumină, lumină să viețuiți, pentru credință și fericire la mulți ani să trăiți. Și toți împreună, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască. Cine să trăiască, Domnul Ion să ne trăiască, la mulți ani trăiască, omagiatul nostru să trăiască, la mulți ani trăiască, da cine să trăiască, da cine să trăiască, toată adunarea voastră la mulți ani trăiască, toată adunarea voastră la mulți ani trăiască. Bine v-am găsit! Când v-ați sculat, îmi părea că sunt instrumente muzicale. Câteva secunde nu s-auzea nimic. Noi vă salutăm cu drag. Așa, da? Le aprindem? Da, cum? Le aprindem. Da, cum? Să ardă 60 frumos, să vadă toată lumea. Sposul 20, da. Noi de afară ne-am gândit să punem 06, dar zic, nu-ți prânești. Dacă punem 06, trebuie să plâng un bebeluș aici. Așa, noi vă spunem bună seara tuturor. Ne face deosebit plăcere să găsim în localul satului Ciolacul Vechi atâta lume. Că ai senzația că o cameră atât de mică nu poate să primească și să încapă atâta lume. Dar să vede că dacă este drag și dorință de a fi alături de sărbătoarea domnului Ion, au venit și au încăput toți. Mese pompoase de bucate, drag și dragoste față de dumneavoastră dacă au venit atât de mulți, grijă de dumneavoastră dacă au închis și ușa să ții cald aici, dar noi cumva mai îndrăzneți am deschis-o și ne-am făcut și noi apariția, fiindcă dorim din suflet să vă spunem la mulți ani din partea cuiva care ne-au rugat să venim la sărbătoarea dumneavoastră. Și aici am să mă opresc și vreau să vă conectez și pe dumneavoastră. Să mai vorbim cu dumneavoastră un pic, cât lumea mai poate să mai ciocnească pahare, să mai guste. Noi mai stăm la sfat. Spuneți-mi, domnule Ion, dacă intuiți din partea cui venim noi și cine sunt nerăbdătorii sau nerăbdătorul sau nerăbdătoare, poate e o amantă de undeva. Chiar mă merg la cine, dar la cine? Doar de la... Hai să vedem. La pica Aliona trebuie. Așa, unii fica Aliona? Unde? Așa, hai să ne căutăm, mai sunt. Piciorașul vouă. Așa, hai mai căutăm. Mai ies. Fica era de la Bălți, poate. E pilot, nu are. Azi e la celălalt. Așa. Cine, Aliana?
N-am eu nici rușină, Lena. Poate după mine mai vine vreo rușină. Așa, eu nu vreau să vă chinui. Că i-ați spus toți. Nu ascultați că ați spus voi greșit. Cristina. Am crezut că să vă spui chiar voi amantă. Că nu ascultați că vă vindeți amă. Și azi vă ținem tare și frumos. Bun, domnule Ion, eu vreau să vă opresc. Pentru că i-ați spus frumos pe toți. Am glumit, desigur. Nu mai este vorba de nicio amantă și nu avem noi nicio amantă. Știți, întotdeauna se spune că o soție bună în viață trebuie să fie cel mai bun prieten, cea mai gospodină soție și cea mai bună amantă. Și atunci bărbatul stă acasă. Și eu cred că soția, dacă așa e de frumoasă și ginga și lângă dumneavoastră și zâmbitoare, eu cred că dumneavoastră au avut toate rolurile în viața asta alături de dumneavoastră. Și prieten, și soție, și amantă. Și v-o certat că noi femeile, dacă nu mai spunem noi ceva, nu suntem noi. Dar până la urmă, fără noi, viața bărbatului este tristă și pustie și noi vă colorăm viața. Cu strigăte, cu mai mânzuri, cu dragoste frumoasă, ca și nevoastră în viața noastră a femeilor. Și împreună cu această frumoasă femeie a dumneavoastră, soția dumneavoastră dragă și scumpă, ați născut, l-a figurat. Femeia naște, dar bărbatul se spune că naște prin grijă, prin contribuirea dumnealui la nașterea asta. Până la urmă, femeia nu naște singură. Așa, și în familia dumneavoastră au apărut trei copii frumoși. Un băiat plecat în Germania, o fiică plecată în Rusia și una astăzi aici, lângă dumneavoastră. Și apar lacrimi. Și că ăsta e momentul care eu nu vreau niciodată să-l fac cu omul să plângă, dar vreau din suflet, dacă îmi spuneți că e de dor și dragoste și nu de scârbă, plângem toți. Sunt emoții vii și sunt doruri a copiilor dumneavoastră care azi au vrut să bată ușa sărbătorii tatălui și să-i spună la mulți ani. Azi copiii dumneavoastră, cei de departe și cei de aici, împreună cu nora, nepoție, ia uitați-vă cum scleți cu ochișorii și-i cunosc sa dumneavoastră. Pentru că atâta dragoste, e ca unul zbracă de pantaloni. Să voi cu a voastră, noi cu a noastră. Eu și ceva de mai. Copilul să-i fie comod, noi cunosc. Bun, asta e copilărie și asta este, acestea sunt momente frumoase care vi le fac nepoții dumneavoastră, care vin și ei de la copiii dumneavoastră, plini de dragoste și dor, astăzi ne-au rugat din suflet să venim spre tata și pe lângă faptul că sunt departe, au vrut măcar un pic să se apropie virtual de sărbătoarea tatălui, de sufletul tatălui și mamii și cu drag să aducă simbolic niște daruri, dar cel mai important, o dragoste, un respect față de părinți. Un dor nemărginit față de dumneavoastră, ca mamă, ca tată și dacă este îndeosebe astăzi o zi importantă în familia dumneavoastră, jubileul tăticului Ion, azi din suflet, torta cu cifrele dumneavoastră vin și flori frumoase, un coniac, nu știu aici dacă mai aveți, nu știu dacă s-o găstați în general la ciolacul vechi un coniac, dar dacă nu, știți că el vine de la Germania și Rusia astăzi, la sărbătoare frumoasă. Hai, dă-mi bunelul așa, suflet. Slați șasele, zero nu e nevoastră, azi șasele. Să fiți sănătoși, cu drag, din partea copiilor. Aici copiii dumneavoastră, desigur, au pregătit și un coniac pentru tata, dar eu nu știu tata dacă sunt dură să-l deschid. Având așa o inscripție frumoasă pentru dumnealui, eu zic că o să-l păstrați când vin și copiii acasă și-l destupați împreună, deschideți împreună și ciocniți păcărel cu oamenii cei dragi de departe care vor și ei azi la sărbătoare. Dar eu cred cumva ei și Alina Doru privindu-le prin telefoane și sunt și ei aproape și mai ales mândri că îl fac tata astăzi să plângă. De obicei noi zicem așa, tata e cel mai puternic om din viața noastră, el nu plânge niciodată. El e cel mai puternic exemplu din viața copiilor și a fetelor, cât și a băieților. Dar până la urmă, tata este și el suflet, tata este și el om. Tata a crescut și el copii și a petrecut în lumea mare. Desigur, ca și mama are un dor care îi așteaptă pe toți acasă. Deci sănătate, bucurie din partea copiilor dumneavoastră. Să vă mândriți cu ei, cu cei care aveți aici deja mai mici lângă dumneavoastră și vă duc numele frumos cu mândrie a familiei Trestari și având o floare aici, chiar nu i-am întrebat pe ei și nu le-am cerut permisiunea, dar eu cred să nu se supere ei pe mine dacă eu această floare am să o dau mamii, cea care le-a dat naștere copiilor dumneavoastră, cea care i-a crescut alături de tăticu, cea care a fost până la această vârstă alături de tăticu și l-a răbdat cu bune, cu grele, a împărțit și bucurii și mai triste momente, dar prin dragoste frumoasă și multă răbdare și credință în bunul Dumnezeu, a crescut frumos trei copii. Și astăzi dădăcesc nepoței, ușa casei e deschisă pentru nepoței
și nu rămâne decât să vă aplaudăm tare și frumos și să vă urăm mulți ani familiei dumneavoastră. La mulți ani, Iisus! Dacă aveți și cineva ceva să spuneți, aveți toată ocazia. Mulțumesc, copilor, că ne s-a făcut așa podoară. Mulțumesc că l-ați făcut tata să plângă. Am emoții. Vă credem. Vă credem, mama, poate mei, mai îndrăzneață. Și mama tot ca și tata. Vă mulțumesc frumos, dragi mame, tăteți. Și vă iubim și vă așteptăm acasă. Sănătate la toți, bucurii foarte mult. Mulțumim că ne-ați primit alături dumneavoastră, mulțumim tuturor că ne-ați dat crezare când v-am stricat sărbătoarea un pic și am dat busna, ne chemați, să spune că nu e un semn de educație dacă dai busna la om în casă chiar fără să te cheme. Dar acesta nu este lucru și momentele noastre se fac anume când dăm busna în casa omului, când e momentul ăsta. Thank you.
Am venit cu voie bună.